Spitalul de psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman se confruntă cu o problemă care cu greu va fi tratată, lipsa cronică a personalului medical. Și cum un lucru rău nu vine niciodată singur, numărul medicilor care pleacă din sistem crește de la un an la altul. Conducerea unității sanitare spune că a făcut nenumărate memorii prin care a cerut deblocarea posturilor. În prezent sunt 129 de pacienți, totdeauna suntem la nivelul maxim, avem solicitări, sunt pe listă de așteptare pacienți, încercăm cu greu să facem față solicitărilor datorită lipsei cronice de personal. Conducerea unității spitalicești speră ca această problemă să-și găsească rezolvare în cele din urmă.